Proiectul privind reorganizarea serviciilor județene de ambulanță a fost în dezbatere publică până ieri 22 septembrie. Despre acest subiect, dar și despre alte teme, discutăm cu invitatul Observatorului, Ovidiu Luca, managerul serviciului județean de ambulanță Sibiu. Bine ați venit la Observator! Bine v-am găsit și bună seara telespectatorilor! Pentru început aș vrea să discutăm despre această reorganizare. Ce înseamnă reorganizarea serviciilor județene de ambulanță? Deci intenția este de a se crea 8 regiuni, exact cum se preconizează a se crea și cele 8 regiuni administrative. Ce pot să vă spun despre Sibiu? Că va fi înregimentat, cel puțin în baza proiectului, într-o regiune împreună cu Târgu Mureș, cu județul Mureș, județul Covazna, Harghita, Brașov și județul Alba, iar reședința, să-i spunem așa, acestui serviciu regional va fi la Târgu Mureș. Ce diferă față de ceea ce se întâmplă acum? Dacă vom avea regiunea la... dacă va fi centrul la Târgu Mureș? Afectează în vreun fel serviciile județene de ambulanță? Prea multe nu pot să vă spun, pentru că deocamdată doar atâta s-a stipulat în proiect, că aceste regiuni vor fi create și că va dispărea personalitatea juridică a serviciilor actuale județene. Din punct de vedere al părții operative, părerea mea este că nu se va schimba absolut nimic, pentru că ar fi utopic măcar să ne gândim că s-ar putea să se mute toate ambulanțele la Mureș și să plece de acolo, exclus. Da? Deci, în această privință, eu sunt ferm convins că serviciile vor rămâne așa cum sunt ele. Da? Deci vor rămâne stațiile, substațiile și care vor activa pe aceleași teritorii. Acum, la ultima conferință pe care am avut-o cu domnul doctor Arafat, care este secretar de stat în Ministerul Sănătății, dânsul spunea că prin această regionalizare va fi o mai bună, să spun eu așa, repartizare a resurselor, în sensul în care, dacă acum, spunea dânsul, fiecare serviciu județean se crampona de limita de județ, atunci nu o să mai existe această cramponare. Din punctul meu de vedere, nu este real. De ce? Pentru că noi și până acum, dacă au avut colegii noștri nevoie, am sărit în ajutor, numai departe de vreo lună jumate, am trimis echipajul cu medic la orașul Victoria, chiar dacă nu era în județul Sibiu. Ori dacă și de multe ori și la accidentele care au loc pe Valea Dar sigur că da, sigur că da. Deci nu se ține cont. Așa cum spune și legea, se alertează echipajul cel mai apropiat. Deci chiar nu cred că acesta ar fi fost singurul motiv sau că acest fapt ar duce la o mai bună desfășurare a activității, pentru că atunci o să spun, e în regulă. Noi cu Vâlcea nu o să mai avem absolut nicio problemă, fiind în regiuni separate, tragem o linie la râul Vadului sau la Câineni, unde este limita de județ, sunt convins că nu. Și atunci o să se treacă și dintr-o regiune într-alta. Proiectul a fost în dezbatere, a apărut undeva prin primăvară. Spuneți atunci că nu sunteți de acord cu această regionalizare. Nu v-ați schimbat opinia pe... Nu, n-am spus niciodată că nu sunt de acord. Am spus că nu sunt de acord cu o regionalizare făcută la modul pompieristic, intempestiv. Și așa o vedeți și acum? Deocamdată, atâta timp cât nu au apărut alte norme. Deci, după intenția din primăvară, în urma discuțiilor care au avut loc între conducerile serviciilor de ambulanță și între Federația Națională Ambulanța, care pe parte sindicală au discutat cu ministerul, la toate conferințele la care am fost, s-a acceptat ideea creării unei comisii tripartite, să-i spun așa, minister, sindicat, conducerile serviciilor, comisie care să stabilească tocmai aceste norme de lucru. Deci, mie nu mi se pare normal, este în regulă. În mod cert, ați văzut și noastră și probabil și mare parte dintre telespectatori acest proiect de hotărâre, care spune ce? Din 42 se fac 8. Punct. Și cu asta s-a încheiat absolut totul. Nu v-au lămurit nici la întâlnirile pe care le-ați avut? Spuneați că ați avut întâlniri cu domnul Arafat și bănuiesc că și cu alții reprezentanți. Deci că ați reprezentat minister, sigur că da. Mi s-a spus să stăm liniștiți, că va fi foarte bine. Probabil că în momentul în care se va publica acest proiect de hotărâre în Monitorul Oficial, se vor publica și niște legi care să reglementeze toată activitatea sau niște norme. Aici eu văd în acest moment o mică problemă.
După ultima apariție a domnului prim-ministru, care spunea că nu se mai fac 8 regiuni, că se fac 10, cel puțin cu regiunea noastră s-ar putea să fie o mică problemă. De ce? Sibiul nu va face parte din aceeași regiune cu Brașovul? Asta n-ar fi neapărat o problemă, pentru că ambulanța poate să funcționeze și sub o altă regiune, chiar dacă este punct de vedere administrativ. Dar intervine alt aspect. Din spusele domnului prim-ministru am înțeles că regiunea din care va face parte și Sibiu va fi alcătuită din Sibiu, Alba și Hunedoara. Județul Hunedoara aparține de Serviciul Regional Timiș, iar județele Alba și Sibiu vor aparține de Serviciul Regional Mureș. Nu cred că poți să creezi o regiune din 3 județe, ca două să fie arondate unei regiuni și una alte regiuni, pentru că atunci nu mai este regiune administrativă. Și atunci nu știu ce se va întâmpla. Se știe când ar trebui să intre în vigoare această reorganizare? Pentru că se vorbește de ea, că vor fi 8 centre. Când va și intra în vigoare? Va trebui publicată acest proiect de hotărâre, dacă va deveni hotărâre, va trebui publicată ca atare în Monitorul Oficial și după aceea, din punct de vedere legal, din a doua zi se poate reorganiza totul. Acest proiect a fost în dezbatere publică. V-ați expus acolo, știu eu, ce credeți dumneavoastră despre acest proiect? Deci în ziua în care acest proiect a fost expus pe site, a fost, dacă nu mă înșel, undeva la ora 15:30, pus pe site-ul Ministerului Sănătății. La ora 17 noi am avut întâlnire cu domnul doctor Arafat. Era tocmai întâlnirea trimestrială a serviciilor și vă dați seama, după o oră jumate deja am discutat cu dânsul. Noi am rămas pe aceleași propuneri, pe aceleași principii, deci n-am spus că nu ar fi mai bine sau că ar fi mai rău. Am spus, ok, dacă așa se gândește, probabil că viziunea este mult mai amplă decât a noastră celor din teritoriu, dar haideți să vedem în momentul în care se realizează acest aspect, noi cum vom lucra, ce vom face. Pentru că din moment ce dispare personalitatea juridică, vor apărea o sumedenie de probleme din punct de vedere administrativ. Nu vom mai avea niciun drept de semnătură. Automat nu mai putem plăti facturi. Ce se întâmplă? Cum se distribuie fondurile? Se vor duce la regiune? Noi trimitem facturile? Cine va face aprovizionarea? Că nefiind persoană juridică nu mai poți să faci nici aprovizionarea. Atunci totul va trebui să treacă în cârca celui care conduce regiunea. Sincer, mi-e milă de cel care va fi acolo. Spuneați că ați avut și o serie de propuneri pe care le-ați prezentat reprezentanților din cadrul Ministerului. Care au fost cele mai importante și dacă dumneavoastră considerați că o să se și țină cont de ele? Pentru că așa ar fi normal, dar... Propunerile au fost la modul general, vis-a-vis de modalitatea de lucru, vis-a-vis de faptul că în momentul în care pornești cu, nici nu știu cum să spun, cu o conducere aflată la 200, la 300 de kilometri, trebuie stabilite niște norme foarte, foarte clare. Deci trebuie știut foarte clar ce ai de făcut într-o situație, ce ai de făcut în altă situație. Pentru că eu chiar nu văd cum se poate. Sunt situații, deci, ca să extrapolez puțin, făcând referire la Sibiu și la Mediaș. Da? În Sibiu este una să iei o decizie, pentru că ești aici, în focul evenimentului și imediat poți să iei legătura cu unul, cu altul, așa mai departe. La Mediaș este puțin cel mai complicat și e doar la 50 de kilometri, pentru că nu ai toate informațiile. Până mai prins pe unul la telefon, este un alt coleg de la care mai ai nevoie de o informație ca să poți să iei o decizie corectă, în momentul ăla se află într-o zonă fără acoperire. Deci apar tot felul de evenimente și ideea nu a fost de a stabili o regulă la modul la care la solicitarea cu tare se duce numai echipajul de acolo. Nu, nici vorbe. Era vorba de un cadru general vis-a-vis de întreaga activitate. Se spunea în cadrul acestui proiect că se dorește prin această reorganizare să fie distribuite ambulanțele astfel încât să se ajungă cât mai repede la un caz. Da, utilizarea mai judicioasă. Exact. Au fost situații în județul Sibiu, știu eu, când poate dacă într-adevăr exista acest centru regional, se ajungea mai repede la caz decât s-a ajuns? Nu, exclus. Și vă spun și de ce. Chiar dacă, să spunem că un centru regional care vede toate resursele
atâta timp cât nu are resurse, nu are cum să folosească, da, mai judicios, pentru că degeaba există la Târgu Mureș o viziune de ansamblu asupra ceea ce este în județ. Pentru că dacă în Sibiu, punem cazul Sibiului, există o urgență și nu ai nicio mașină disponibilă, nu ai resurse logistice ca să poți să te deplasezi la acel caz, degeaba trimis de la Târgu Mureș sau de la Brașov, că tot după două ceasuri ajunge și după un ceas ajung cei de aici care reușesc să se degreveze de o altă solicitare sau așa mai departe. Deci nici vorbă, în momentul în care într-adevăr o să există resurse, atunci da. Atunci, da. Care este atmosfera între angajații de la ambulanță privind această reorganizare? Ce să vă spun? Acum eu am discutat cu oamenii, ei au înțeles că nici noi nu știm prea multe și eu le-am spus deocamdată să stea liniștiți pentru că nu există nicio problemă vis-a-vis de activitatea lor. Ei tot așa se vor duce la pacient, tot așa vor acorda primul ajutor. Dacă vor fi probleme vis-a-vis de personal, vor fi doar pe parte administrativă. În rest, ca și orice om, în fața unei schimbări și în fața necunoscutului, au anumite temeri. Asta e normal. Nu vor fi disponibilizări decât în ceea ce privește personalul administrativ. Dacă se vor face disponibilizări din personalul operativ, cred că se va închide Sibiu. Tocmai asta vreau să vă întreb, cum stați cu personalul medical, pentru că știu că de fiecare dată când ne-am întâlnit și când am discutat, ne spuneați că mai aveți nevoie de personal medical în cadrul serviciului. Da. Ce se întâmplă? După 31 martie, momentul în care am trecut la bugetul de stat, tot ce am avut posturi vacante au fost pur și simplu șterse din schemă, din organigramă și am rămas cu posturile efectiv ocupate. Au fost 161 de posturi ocupate la acel moment, cu atâtea am rămas. Începând cu 1 iunie, când s-a dat acest nou ordin și când putem, într-adevăr, orice post eliberat putem să angajăm imediat, am rămas pe acei 161 cu partea administrativă cu tot. Deci nu sunt doar operativi. Aveți 161 și ar trebui să aveți câți? Păi după normativ erau, dacă mi-aduc bine aminte, 236. Deci destul de mulți care ar mai putea fi angajați. Da. Ce se întâmplă? Nu e lumea interesată să vină să lucreze la serviciul județean? Sunt posturile blocate, deci nu. Atâta nu timp, se pot angaja. Am rămas cu 161 de posturi. Din aceste 161, dacă îmi pleacă cineva în pensie sau dacă îmi pleacă cu un contract de muncă în străinătate, într-adevăr, dacă astăzi a venit și mi-a spus de mâine plec, de mâine eu pot să anunț și să scot postul la concurs. Sunt multe persoane care au preferat să plece să muncească în străinătate? Anul acesta, 3. Comparativ cu anii trecuți? O doctoriță și doi, un asistent și un șofer. Comparativ cu anii trecuți, mai mulți, mai puțini? Anul trecut, dacă mi-aduc bine aminte, au fost vreo 4 sau 5. Un an înainte, tot așa, vreo 4 sau 5. Bine, mai sunt care se duc și pe un an de zile și se întorc. Atât a fost contractul, n-au primit mai mult, nu le-a convenit, nu știu, că n-am stat să întreb pe fiecare, dar au fost și persoane care s-au întors, într-adevăr. Pentru că un an de zile, prin lege, au dreptul să primească concediu fără plată. În aceste zile au loc pichetări la Ministerul Sănătății, sunt acolo medici, asistenți din toată țara. Bănuiesc că aceleași revendicări le au și angajații de la serviciul județean. Evident, toată lumea se plânge de lipsa de personal, de lipsa de fonduri. Acum, noi nu putem să spunem nimic vis-a-vis de medicii rezidenți decât ca și principiu, pentru că noi nu avem medici rezidenți. Deci ca și principiu este mai mult decât normal ceea ce se cere la această oră în București. Se vorbește chiar de declanșarea unei greve generale dacă nu vor fi rezolvate aceste revendicări. Vor participa și angajații serviciului județean de ambulanță dacă se va recurge la această grevă generală? Deci asta este, în primul rând, apanajul sindicatului. Eu nu pot să vă spun dacă vor participa sau nu, dar sper să existe suficientă înțelepciune de partea ambelor părți și a guvernanților și a celor din sistemul sanitar să nu se ajungă acolo. De ce? Pentru că tot oamenii vor suferi. Deci tot cei de lângă noi și până la urmă poate că tot unii dintre cei dragi nouă.
și chiar nu văd sensul. Vă mulțumesc mult pentru prezența în Observator. Da.